în această dimineață să fim casa lui Dumnezeu. Este așa de important în dimineața aceasta să fii aici, în locul acesta, împreună cu frații. Și mai presus de toate acestea, este important că suntem la rugăciune. Și acesta este un har minunat din partea lui Dumnezeu care ni s-a oferit în această dimineață. În dimineața aceasta, Dumnezeu din ceruri, dorim ca să privească spre Biserica Muntele Sionului. Dorim să privească spre inimile noastre și prin puterea Lui să ne sprijinească și să ne dea putere să ne rugăm în această dimineață. Am vrea să stăm în rugăciune dimineața aceasta. Am vrea să chemăm numele Domnului în această dimineață. Am vrea să chemăm numele Domnului din toată inima în această dimineață. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, să ne asculte. Doriți lucrul acesta, frați și surori. Am vrea ca rugăciunile noastre în această dimineață să străbată cerurile. În această dimineață rugăciunea ta și rugăciunea mea să străbată cerul. În această dimineață Dumnezeu să privească și chiar cu toți împreună să înduplecăm pe Domnul, să se îndure de ființele noastre, de familiile noastre. Am vrea ca Domnul să se îndure de noi. Dumnezeu, dar Dumnezeu vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui, din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Strălucire, lumină, acolo este Dumnezeu. În strălucirea Lui, Dumnezeu, Tatăl nostru, în dimineața aceasta am vrea ca să fie cu noi. În această dimineață am vrea să chemăm pe Domnul și Duhul Sfânt să ne întărească la aceasta. Un cuvânt din Proverbe am citit în această dimineață. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. În Luca, capitolul 11, cu 28, el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Ferice de omul care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de noi. Ferice de poporul lui Dumnezeu care zilnic spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă ascultă și vechează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. În această dimineață aș dori din toată inima să ne unim inimile și gândurile noastre și să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Este important să ne rugăm. M-am gândit de multe ori. Pentru că de multe ori m-am simțit slab, m-am simțit neputincios. Și atunci mi-a venit un gând și îmi spunea că trebuie să mă rog și mă gândeam la mine și mă uitam la puterea care aveam. Dar n-aveam acea putere ca să stau chiar înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie. Și m-am gândit că este mare nevoie de rugăciune. Și Duhul îmi spunea că trebuie să mă rog, că trebuie să ne rugăm și în această vreme noi trebuie să căutăm rugăciunea. În această vreme, Biserica Muntele Sionului, Biserica lui Dumnezeu trebuie să stea în unitate, în rugăciune. Știți de ce, frați și surori? Pentru că vrăjmașul ne aduce în fața alte lucruri. Dacă nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, vrăjmașul are grijă să-mi dea altceva de lucru, să-mi dea alte preocupații. Dacă nu stau în rugăciune, dacă nu veghez într-o ispită, în orice lucru care îți poate și în față, pot să fii slab și neputincios. Și atunci Duhul se slăbește, Duhul se mărnește și atunci ne simțim fără putere. Am dorit din toată inima să ne rugăm în această dimineață. Amin, frați și surori. Am dorit din toată inima să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Aș dori să mai citesc un cuvânt pe care vom merge înaintea lui Dumnezeu.
în Matei, capitolul 7, 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, și cel ce face voia lui Dumnezeu, care este în ceruri. Știți de ce, frați și surori, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu așa? Pentru că mai sus este un cuvânt care ne spune așa de minunat. Intrați pe poarta cea strântă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Ca să intrăm pe poarta cea strântă, noi trebuie să mergem așa cum am citit mai dinainte prin Proverbe, spune așa: și acum, fiilor, ascultați-mă, că-și ferice de cei ce păzesc căile mele. Este important a păzi calea lui Dumnezeu. Este important a păzi curtea lui Dumnezeu, de a fi în casa lui Dumnezeu, de a fi în adunare. De a fi în adunare când se adună frații la rugăciune, de a fi tot timpul împreună, de a păstra această legătură sfântă, este așa de important. Aș dori să ne ridicăm în picioare. În această dimineață, frați și surori, haideți să ne rugăm din toată inima. Haideți să rugăm pe Domnul să se îndure de poporul Lui și Dumnezeu în această vreme să vorbească poporul Lui. În această vreme Dumnezeu să vorbească bisericii muntele Sionului. Este nevoie câteodată de un cuvânt al lui Dumnezeu. Poate este un cuvânt de mustrare, poate este un cuvânt de îmbărbătare. Poate că Dumnezeu are un cuvânt pentru noi, dar este așa de important ca Dumnezeu să vorbească poporului. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, unde nu este cuvânt de descoperire, biserica e fără frâu. A vrea ca Dumnezeu să ne întărească la aceasta, frați și surori, și Dumnezeu să dea o științare poporului în vremea aceasta, care este planul Lui cu noi. Dumnezeu să ne întărească. Amin.